Societatea care administrează piețele din municipiul Iași a fost în ultimii ani lăsată de izbeliște. Condițiile de comercializate lăsau de dorit, iar angajații erau complet nemulțumiți de salarizare. Pentru a remedia această situație, autoritățile locale au decis să schimbe managementul și să înființeze un consiliu de administrație. De atunci până acum, Ecopiața deja înregistrează profit. Scad cheltuielile și cresc veniturile. Ecopiața, societatea care se ocupă cu administrarea piețelor ieșene. Conducerea interimară a schimbat toți administratorii din piețe, iar încasările la buget au început să crească. Sigur, am încercat o reorganizare a lucrurilor, o schimbare, aș putea spune, de atitudine din partea persoanelor responsabile în piețe cu strângerea banilor din aceste taxe, mai ales taxele de tarabă. Este un prim pas. În continuare vom reuși să modificăm conjunctura actuală și în ceea ce privește contractele pe termen lung. Sunt multe lucruri și aici de făcut, atât din punct de vedere economic și juridic. Vă dau două exemple. Economic, sunt mulți care plătesc la ora actuală o taxă la nivelul anului, aș putea zice, 2010 și nu este corect. Deci nu e numai o problemă economică, cât mai are o problemă de corectitudine să avem într-un loc o taxă de 15 lei pe metru pătrat și în alt loc o taxă de 80 de lei pe metru pătrat, în condițiile în care spațiile sunt unul lângă altul. Nereguli s-au descoperit și în cazul magazinelor din piețe, unele fiind subînchiriate, deși legea nu permite acest lucru. În plus, taxele plătite de acestea nu sunt corelate cu vremurile actuale. La ora actuală, un număr mare de magazine din piețe, magazinele respective fiind pe contracte de construcții provizorii pe terenul primăriei, deci un mare număr dintre aceste magazine sunt subînchiriate. Lucru care va trebui să-l rezolvăm, având în vedere că, cel puțin din punct de vedere a spațiilor, aici discutăm doar de terenurile primăriei, din punct de vedere a spațiilor, tot ceea ce aparține domeniului public și domeniului privat a municipiului Iași nu poate fi subînchiriat. Este o hotărâre, este de fapt o lege materializată și printr-o hotărâre de Consiliu. Și vom vedea și aici cum se vor derula lucrurile. Pe viitor se dorește schimbarea membrilor din Consiliul de Administrație, astfel încât aceștia să nu mai fie numiți politic.